Bună, dragilor! Eu sunt Vasti, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi face o băutură răcoritoare din fructe și anume din căpșun și zmeură, iar pentru asta am nevoie de următoarele ingrediente. Am nevoie de 200 de grame de zmeură și 200 de grame de căpșuni. Eu aici am fructe congelate, puteți să puneți și proaspete, gheață, 500 de ml de lapte, 500 de ml de apă, 100 de ml de smântână lichidă, 100 de ml de lapte condensat îndulcit, 100 de grame de zahăr și esență de vanilie. Și bineînțeles, aveți nevoie de un blender de bucătărie. Voi adăuga în blender fructele, căpșunile și zmeura. Voi adăuga și zahărul. Apa voi pune capacul și voi blendui apa cu zahărul și cu fructele. Am blenduit foarte bine fructele, iar aici am un recipient de 3 litri în care voi adăuga gheața. Voi adăuga și câteva fructe întregi. Adaug și laptele. Smântâna lichidă. Adaug și laptele condensat. Și voi adăuga și fructele blenduite. După cum se vede, a fost necesar să înlocuiesc recipientul cu unul mai mare, de 4 litri. Și voi turna peste cam încă un litru de apă. Voi adăuga cam o linguriță de esență de vanilie. Și băutura noastră răcoritoare, dragilor, este gata. Dragilor, așa arată băutura răcoritoare de zmeură și căpșun. Sper să încercați și voi această rețetă. Este foarte gustoasă, rapid și ușor de făcut. Iar dacă v-a plăcut rețeta mea, nu uitați, dragilor, like, share și subscribe. Până data viitoare, eu vă urez toate cele bune, aveți grijă de voi. Pa, pa!